cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mult. La dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, din nou la Mesagerul de Neamț și știri din Neamț. Este joi, avem două ziare astăzi apărute, Mesagerul de Neamț și Ecoul Munților, numărul 6, este acel ziar revistă care apare lunar pentru zona de munte a județului Neamț. Iarăși un număr de excepție, cum spune cel care se ocupă direct de acest număr, omul care a renunțat la o activitate, mă rog, să-i spunem politică, fiind consilier local, dar oricând poate să fie mai mult decât atât, doar ca să facă acest ziar, fără politică, fără polemici, un ziar doar despre lucrurile bune din zona respectivă. Un ziar nu doar despre lucrurile bune din zona județului Neamț, este Mesagerul de Neamț, dar vorbim și noi despre performanță, rareșiși de excepție și profesorii lor. E vorba despre niște elevi care au făcut efectiv performanță. Permit să-i amintesc pe elevi, ar trebui și pe profesor, dar vă las să citiți ziarul: Andrei Cristian Denciu, Călin Mihainiță și Tiana Alesia Weiss. Niște copii senzaționali care merită tot respectul pentru ceea ce fac. Avem și un material foarte bun, Nicu Ciorbea și Războiul Surd pentru Tricolor. Sper ca titlul să vă incite să căutați să vedeți pe ce este vorba. Deci au fost condamnați la închisoare cu executare polițiștii Greaca și Neamțu și un material al subsemnatului Ciucă Ciolacu și raportarea la Arsene. Au venit băieții, dar tot timpul umbra lui Arsene era pe toate discursurile lor. Înainte de a intra în dialog cu invitatul, vreau să vă mai spun ceva. Ieri a avut loc un eveniment de excepție. Din păcate, spațiul în care s-a ținut nu a permis ca tot publicul care dorea să vină acolo să participe. A fost la Muzeul de Artă. Știți că clădirea muzeului principal, clădirea muzeului, Muzeul de Istorie, este încă în renovare. Mă rog, e o renovare din aceasta care depășește termene și alte lucruri, dar a fost un eveniment de excepție. A venit un profesor academician, domnul Clivete, de la Iași, membru al Academiei Române, corespondent, membru al Academiei Române, care a ținut o prelegere despre rolul lui Carol I în istoria modernă a României. Carol I, care este domnitorul cu cea mai lungă domnie, cu un an mai mult decât Ștefan cel Mare, de exemplu, și care a coagulat și a făcut foarte multe lucruri, practic a creat bazele României moderne. A fost o conferință care merita, după părerea mea, să fie transmisă la aceeași oră în toate sările de curs unde se ținea istorie la elevii de la clasa 8-a în sus, ca să înțeleagă niște lucruri care altfel nu se mai pot preda în școli așa cum trebuie, pentru că programa e cum e, pentru că mulți nu mai au curaj să spună lucrurilor pe nume. Și vreau să vă spun că tot auditoriul a fost fascinat de ce a spus profesorul și a fost fascinat și de introducerea în subiect făcută de niște fete și profesori de la Liceul Brauner, care au început activitatea cu imnul regal de la vremea aceea, cântat senzațional, mai ales în această incintă în care eram înconjurați de tablouri deosebite la Muzeul de Artă. Și acum să trecem la lucrurile noastre. Domnul primar Andrei Carabelea, în direct la Mesagerul de Neamț, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Spun și eu bună dimineața tuturor urmăritorilor dumneavoastră. Spunem de la început că vom sta un pic mai puțin astăzi și noi și domnia sa. Avem niște probleme de făcut, trebuie să plecăm cu echipa de filmare într-un loc și domnia sa are întâlniri mai multe în această dimineață. Deci, domnul primar, cu ce încep? Cu ce doriți dumneavoastră? Cu ce încep? Încep cu... Haideți ca să nu încep cu bine, să încep cu rău, ca să terminăm cu bine. Doamne, așa ne dorim. Domnul primar, am scris ieri un material despre un bloc ANL. Am
lăudat primăria pentru că se încearcă blocuri ANL să construiască pentru specialiști. În 2018, deci pe timpul fostului primar, s-a dat o hotărâre de consiliu local pentru un teren din zona străzii Clement Popiliu sau Pompiliu, mă rog, ceva de genul ăsta. Popiliu Clement, da. Da, vreo 3000 de metri, parcă, ceva de genul ăsta și s-a spus, domnule, acolo facem un bloc pentru specialiști. Unul a fost construit și acesta era al doilea. Faza următoare, da, al doilea. Al doilea, bun. Acum se schimbă locația. Eu am spus pentru ce, dar nu toată lumea citește. Vă pot spune și eu că am fost îngrozit de... Spuneți-mi, vă rog, îngroziți-mă și pe mine. În august anul trecut, când să predăm amplasamentul către ANL pentru demararea lucrărilor, am constatat că acolo, când să pregătim documentația finală pentru a trece la acest pas, am constatat că acolo este o pădure de salcăm, tânără, plantată cu, nu știu, câteva sute de voluntari. Într-o acțiune a primăriei. Într-o acțiune a primăriei, acțiune la care cred că a fost primele la care am participat și eu, că atunci ca eram voluntar. Simplu voluntar, alături de câțiva prieteni pe care am mobilizat pentru această acțiune. Și am vrut să văd la fața locului exact cum arată amplasamentul. Cunoșteam zona și vreau să mă asigur că nu se suprapun cele două terenuri și că e doar în mintea mea că acolo a fost acțiunea de plantare. Și acolo s-a confirmat exact același lucru, acest lucru. Le-am dat termen colegilor 2 săptămâni să găsească o soluție alternativă pentru a nu rata proiectul ANL. Și am identificat împreună cu colegii din primărie singura alternativă posibilă în zona fostului bazar. Un teren, un spațiu care de mulți ani nu mai era... Felicitări că ați găsit un alt loc, este foarte bine. Pe mine mă interesează procedural lucrurile. Cum este posibil ca niște oameni care răspund de anumite zone în primărie să spună, da, bă, facem bloc acolo, chiar dacă tot noi am făcut acolo o acțiune de voluntariat și am pus copaci, ca să, că nu erau copaci în zonă și așa. Cum este posibil așa ceva? De ce vă întreb asta? Nu că sunt eu cârcotaș. Da, ca să faci un proiect de genul ăsta, se cheltuie timp și bani. Mai ales timp, da. Timp, sigur, dar și bani, și că bani. Plătești oamenii din primărie pentru timp. Ce fac. Să faci proiectul, să faci, mă rog, toate lucrurile care se fac acolo. Cum este posibil ca să se ajungă la această suprapunere? Părerea mea este că cel puțin un om, da, pe lanț probabil sunt vreo 3-4, trebuiau să spună în 2018 domnului Chitic, vedeți că nu e bine nu acolo. E bine acolo, că nu se poate. În 2021, când s-a semnat contractul cu agenția pentru construirea de locuințe, cum s-o chema ea, aceiași oameni ar fi trebuit să vină să spună, domnul Carabelea, știți, acolo au crescut niște pomi, știți, nu putem. E, pe mine mă interesează cum este posibil, asta este una la mână și doi la mână, personajul care a greșit, sincer aș vrea să fie... Nu vă cer dumneavoastră, că noi știu. Dar să fie, eu am pus și o întrebare pe 544 la primărie oficial. Să fie premiat pentru că a reușit să mute locația unui bloc de acolo în Dărmănești 107 bis. Să fie premiat și să-l cunoaștem cu toții la zilele orașului, să-i mulțumim pe scenă. Dacă altfel nu se poate, măcar așa, să-l premiem ca să nu mai greșească. Să-l premiem pentru că el știe să folosească și carduri de la societățile primăriei. Asta nu știu... Nu vă spun, eu am scris și vă spun. Și când... Am făcut o anchetă... Dar nu s-a confirmat, cardul nu se poate confirma. Ce vă pot spune legat de partea a doua? Cunoașteți principiul meu, am mai vorbit despre el... Nu e neapărat să fiți de acord cu el, dar eu nu îmi întorc principiile și merg înainte cu ele. Și acest principiu spune simplu. Laudă în public, critică în privat. Nu vă imaginați că atunci când descoper greșeala unui coleg,
o las netaxată sau măcar sau trec cu vederea cu ușurință peste acel lucru. De un an de zile am activat mecanismul cercetărilor disciplinare pentru că așa nu se mai poate și colegii din primărie cunosc foarte bine acest lucru. Anul trecut, pe vremea asta, cred că eram cel mai înjurat om din țară, vă aduceți aminte situația cu parcările. Deși am încredințat această temă... Ați coborât de pe locul 1 sau sunteți tot acolo, ca să știu? Nu știu, acum probabil se... Se face rotativa, se face rotativa și sunt alții mai înjurați. Nu, eu nu la asta mă uit, nu ăsta este indicatorul după care mă ghidez, pe mine nu asta este ceea ce mă interesează. Am intrat în această misiune din dorința de a lăsa ceva în urmă pentru orașul meu și eu zic că slavă Domnului se vede ceva. La final tragem linie și vedem dacă merită și zic asta în special din perspectiva cetățenilor. În privința mea, eu sunt împăcat că fac tot ce este omenește posibil pentru a îmi îndeplini acest obiectiv. Despre colegul cu parcările, atunci a fost cea mai rușinoasă și urâtă situație și atunci am respectat acest principiu. Nimeni nu știe, de fapt, cine ar trebui să poarte această responsabilitate, acest eșec pe umeri. Un coleg care îi cere astăzi o situație și își aduce aminte de ea peste 3 luni. Domnul primar, de ce mai este în primărie? Pentru că este foarte greu să schimbi un funcționar public. Bun, dar schimbați-i atribuțiile. Puneți-l la poartă. Pare atât de simplu, credeți-mă, e foarte complicat, mai ales că întregul aparat al primăriei sunt zone unde este o relaxare și un volum de muncă care nu pune deloc presiune pe oameni, dar sunt și zone extrem, extrem de solicitante. Cum este zona de investiții, cum când ai un singur om care răspunde de urmărirea atâtor șantiere, evident îi scapă din vedere anumite lucruri. Așa s-a întâmplat și aici. Nu pot să știu ce s-a întâmplat în 2018, dacă primarul a ales zona aia și a dat dispoziție ca acolo să se facă cel de-al doilea loc ANL sau dacă a fost o scăpare a funcționarilor din primărie care au decis ca, văzând că acel teren este liber de sarcini, așa părând în documentațiile cadastrale, să meargă cu propunerea de construire a blocului ANL pe acel amplasament. Eu anul trecut am vrut să verific care este adresa exactă unde se va construi noul bloc ANL, mai ales că am mers într-o vizită de fapt la finalizarea lucrărilor blocului care era încă în șantier. Și am văzut că lângă acel bloc este această pădure și m-am întrebat unde se face următorul bloc, că știam că este tot pe Pompiliu Clement. În vecinătatea blocului. Și noi blocului, încă în Piatra Neamț nu facem clădiri în pădure. Știți, este expresia aia la pădure. Nu facem la pădure. La pădure în București, lângă București. Noi nu facem încă clădiri. Așa am descoperit problema, am solicitat colegilor replierea, găsirea unei soluții imediate și pregătirea documentațiilor necesare și în septembrie anul trecut am avansat către ANL propunerea cu noul amplasament. Am înțeles. Deci, dumneavoastră aveți principiul ăsta, îi criticați în privat și îi lăudați în public. Este ok. Eu vă întreb așa, dacă un cetățean face o hârtie în care ascunde niște date reale și o trimite primăriei și același funcționar o primește și descoperă, cetățeanul ce pățește? Este acuzat că a făcut un fals în documente și poate să aibă implicații inclusiv penale. Depinde de intenție. Dacă se întâmplă lucrul ăsta la un funcționar și se ajunge, Doamne ferește, Doamne dă, la un proces, de obicei se spune așa, este o eroare materială care o îndreptăm. Deci la cetățeanul simplu, eroarea nu este materială.
la funcționar, și aici nu mă refer doar la primărie, este o eroare materială. Am îndreptat-o. Ei, na, am pus 2 milioane în plus de euro la ceva și am îndreptat-o. De asta am insistat pe acest subiect și cu asta închid discuția. E foarte bine că insistați, este o greșeală impardonabilă, nu a rămas netaxată. Ce vă pot spune este că facem următoarea analiză. În funcție de cât este de clară intenția sau vinovăția. Adică una este să greșești o dată din cauza că ai foarte multe îndatoriri și foarte multe situații de care răspunzi. Deci, să zicem, nivelul de încărcătură creează această presiune și, bineînțeles, creează și crește incidența riscului de a greși. Vorba românească, cine nu muncește, nu greșește. Dar o greșeală nu se repetă, pentru că acolo, deci, dacă vorbim asta de o greșeală repetată... Asta vă spun, adică, domne, stați un pic, o dată, de două ori, hai că aia, da, până când? Până când? Da. Nu poate fi dat afară. Ok, hai să-i găsim o altă slujbă în interiorul sistemului. Deci, adică nu se poate. Am tot evitat situația detașărilor pentru că astea sunt instrumentele pe care le are la dispoziție un primar atunci când un funcționar greșește. Comisia de disciplină, că nu vine primarul și poate dispune sancțiune alta decât mustrarea verbală sau mustrarea scrisă. Toate celelalte sunt la dispoziția Comisiei de disciplină. Da, domnul primar. Așa, și detașarea. Detașarea, care este o soluție provizorie pentru maxim 6 luni. Și pentru a face o anumită detașare, pentru a face o detașare, trebuie să ai un alt post la dispoziție, echivalent, într-o altă entitate subordonată. Adică Poliția Locală, Direcția de Taxe și Impozite, Direcția de Asistență Socială. Ar fi bun la Poliția Locală să păzească pomii. Nu mai sunt posturi. Să păzească pomii. Ar fi o... Să păzească pomii, să nu cumva să se strice sau vreun pom. Sau câmpurile de persoane care aruncă deșeuri exact, într-o manieră irresponsabilă. Chiar sau... ar fi bună acolo. Da. Domnul primar, școala 2. Dar eu n-aș discuta numai despre școala 2. Aș discuta despre școli. Aici, dacă dați voie, vreau să fac eu o introducere pentru că... Da, vă rog chiar. Fost, eu răspund și la întrebări. Dacă... Nu. Nu vă... Sunt nicio formă. N-am să vă iau rolul de moderator. Dar am ceva pe suflet și trebuie să o spun acum, pentru că acesta este cel mai bun context. Și aici mă adresez în special părinților, copiilor care învață în corpul vechi al școlii numărul 2, pentru că înțeleg prin ce trec și îmi dau seama cum este să-ți lași copilul la școală, convins că este în siguranță și că își face orele într-o clasă, într-un oraș, capitală, municipiu de reședință de județ, în Uniunea Europeană, în secolul 21, când vorbim de atâtea tehnologii și de siguranță și ne orientăm deja către dotări în școli, așa ar fi normal. Și constați că copilul a fost expus unui risc îngrozitor. Și îmi cer iertare tuturor părinților pentru în numele primarilor care aveau obligația, care aveau responsabilitatea de a face ceva, de a rezolva această problemă și nu au făcut-o. De 2 ani am început proiecte majore de reparații capitale la nivelul școlilor din oraș și ne-am confruntat cu un efect incredibil. O revoltă pentru că se face, pentru că aceste lucrări de reparații capitale ne cer să ne adaptăm, să mutăm copiii pe perioada lucrărilor. Nu vorbim de lucrări de peticire, nu vorbim de lucrări superficiale, vorbim de lucrări de consolidare, care să facă școlile mai sigure, mai moderne, mai dotate și care să corespundă mai mult standardelor actuale. 10 școli din 21 sunt în astfel de proiecte de modernizare și este nevoie să înțelegem, să fim solidari și îi asigur pe toți că
suntem foarte atenți cu ritmul în care se lucrează. Toate lucrările din școli sunt tratate cu maximă prioritate și suntem foarte vigilenți la situațiile de lucrări pe care ne le prezintă constructorii. Se lucrează intens și ne asigurăm că se vor respecta termenele de execuție conform contractelor. Dar este nevoie să trecem prin acest efort, că altfel se întâmplă situații dramatice. Slavă Domnului că situația de incidentul tehnic de ieri s-a întâmplat înainte de a veni copiii la școală. Haideți să spunem așa, nu e vorba de un tavan fals care a căzut. Nu, așa înțelesem și eu la prima discuție cu doamna director. La poza care a circulat, un tavan fals și atâta tevatură. Nu este vorba de tavanul fals. Ce este sub acel tavan, adică deasupra acelui tavan fals, e nu foarte plăcut privirii și bănuiesc din specialiștilor. A căzut bucată destul de consistentă din tavanul clădirii. O clădire care are peste 160 de ani. O clădire care... Bun. Acum, știți cum nu a fost niciodată, în ultimii 20 de ani, nu a fost supusă niciodată unei expertize tehnice și nu a fost... nu au fost făcute lucrări de reparații capitale. Acum eu o să fiu cărcotaș, o să zic, domnul primar, stați un pic. Deci, dumneavoastră, aveți un compartiment care se ocupă de școli în primărie. Un compartiment, o persoană. O persoană. O singură persoană, o persoană care se ocupă de tot ce înseamnă școli. Bun. Deci, persoana respectivă, probabil că a fost atenționată. Aveți consilieri local sau reprezentanți în Consiliul de Administrație al școlii. Da. În ce stadiu se află, să spunem, un proiect privind școala 2 în momentul acesta? Avem vreo... Au venit de acolo hârtii, domnule, nu se mai pot face cursuri în clasa asta. Eu știu de ce vă întreb lucrul ăsta, pentru că sunt întrebări care vi se vor pune după aceea în mod direct. Sunt proiecte. A fost scandalul școala 5, școala 8, școala din Precista, 4, parcă, da. Școala 4. Ba facem, ba nu facem, ba nu facem, ba facem, ba noi avem suficient, nu trebuie să facem. Dar venim să cerem după aceea, că ne trebuie. Ceea ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă și eu, sincer, aș trimite la plimbare pe cei care cer. Arata o oportunitate de genul acesta. Deci, eu i-aș trimite la plimbare. De munca de 2 ani cu proiectare tehnică. Adică nu există discuție aici. Ei, eu aș spune așa, domnule, haideți să vedem. Școala 2 e una din, cred că e cea mai mare școală din Piatra Neamț în momentul acesta. Exact. Școala 2 e înghesuită, știm cu toții. N-are sală de sport, știm cu toții. A existat vreun plan, vreo schiță, ceva de ce să facem la școala 2 până acum? Împreună cu arhitectul șef și cu conducerea școlii am mai avut discuții și avem niște variante de lucru pentru a realiza o sală de sport acolo. Ce avem nevoie pentru un astfel de obiectiv este de sursă de finanțare. Astăzi trebuie să recunoaștem că nu le putem face, oricât ne-am dori, nu le putem face pe toate dintr-o dată. Iar astăzi ne-am întins cu foarte multe lucrări și bugetul local este la limita suportabilității pe tot ce înseamnă asigurarea cofinanțării și mai ales a cash flow-ului necesar pentru a face toate plățile pe lucrări la timp. Deci avem puterea de a acoperi toate proiectele existente astăzi, dar am mai adăuga încă ceva. Riscăm să ajungem într-o situație de blocaj. Însă, am solicitat direcției economice, direcției tehnice și arhitectului șef identificarea unei soluții de urgență pentru a face o extindere la școala numărul 2, pentru că în acest moment este clar, corpul vechi este închis, este izolat, nimeni nu are acces acolo, pentru că riscul producerii unui eveniment similar în aceeași clasă sau în celelalte trei clase din corpul respectiv era oricând posibil. Motiv pentru care astăzi vom avea cât de curând o expertiză tehnică pe care am solicitat-o. Din punctul meu de vedere,
Soluția cea mai probabilă va fi demolarea acestui corp de clădire și pe acest amplasament să construim o sală de sport modernă. Și pentru a rezolva problema celor patru clase relocate, vom face o extindere la corpul nou, corpul A. Am înțeles. Să vedem ce soluții vor fi. Astăzi, la ora 12, vom avea o întâlnire cu departamentele implicate și cu conducerea școlii, tocmai în ideea de a ști care sunt pașii următori. Eu sunt de acord cu ce spune Liviu Arbuz aici într-un comentariu, pentru că teoretic așa este. Școlile au ce au, au directori, au administratori. Ei știu cel mai bine ce nevoi au. Este adevărat, este perfect adevărat, dar este la fel de adevărat că din ce auri fac parte reprezentanți și ai Consiliului Local și ai primarului. Și ai primarului și nu numai, ai părinților. Ai părinților. Sigur că da. Adică, haideți să-l spunem lucrurilor pe nume. Ce auri există? Există directori. Există directori, hai să spun așa, neprofesioniști, fără managementul conducerii unei școli. Mulți dintre directori sunt numiți directori pe management politic. Mulți dintre ei sunt făcuți să fie directori și asta se vede în școlile lor. Dar da, mulți există și buni administratori, așa este. Nu au școala de administratori. Ei învață. În momentul în care oamenii ăștia dau cu capul de cât de greu este să faci o investiție în școală care nu aparține școlii, școala aparține primăriei și cursurile te duci la inspectorat și acolo trebuie să pup mâna sau ce ai de pupat, că altfel nu rămâi director. Și primăriile de multe ori spun, cum ați spus acum și dumneavoastră, noi facem, avem 10 școli, dar acum nu avem de unde să intrăm cu alta. Există așa un fel de cerc vicios în care ne învârtim și toată lumea este vinovată și toată lumea are și scuze. Ori, lucrurile trebuie cumva deblocate, nu știu cum, nu vin eu să dau soluții acum, încă nu vin să dau soluții. Mă gândesc, domnul primar, că trebuie să... Cred că la alegeri va trebui să aveți vreo 40 de contracandidați. De ce? Cât mai mulți, să vină cu cât mai multe idei ca să facem ceva cu orașul ăsta, să mergem înainte. De regulă se întâmplă așa, nu știu, cred că la alegerile precedente au fost vreo 14 candidate. Acum o să fie 40. Sau 14 plus 1, sigur. Da. Domnul primar, dar acum că tot ați amintit de școli, care este ritmul? De exemplu, școala 8, cum stăm? Îți mulțumiți oamenii dumneavoastră care verifică lucrările, cum merg? Că bănuiesc că săptămânal măcar vine... Săptămânal primesc imagini cu noi situații. Deja s-au realizat rețelele electrice, cred că și la școala 5 și la școala 8. Se intră deja pe partea de tencuieli. Ritmul este foarte bun, chiar apreciez mobilizarea constructorilor. Pe fiecare dintre cele două șantiere sunt peste 20 de muncitori în fiecare zi. Este un ritm bun, de asemenea, la Colegiul Tehnic de Transporturi, la grădinița cu program prelungit numărul 2. Știu că se lucrează bine. De fapt, cred că nu este mai simplu să spun unde am așteptări să se lucreze mai bine. Spuneți-mi. Avem 3 grădini publice, unde același constructor, cred că trage de timp deja, că nu mai știu ce alte explicații. Grădini publice? Da. Adică pe niște proiecte tot așa mai vechi? Proiecte mai vechi, care erau în execuție încă... Unde? Speranța Vălen și Pietricica. Speranța Vălen și Pietricica. Niște proiecte frumoase, dar care, nu știu. Am acceptat o ultimă prelungire în ideea că am înțeles că au avut probleme cu furnizori pe anumite materiale și a mai fost o situație neprevăzută în proiect pe partea de canalizare pluvială. Dar deci, nu toate trei la toate trei aceeași problemă. Da?
De asemenea, mă aștept la un ritm mai bun și vreau de la constructori să nu mai găsească scuze, că este ușor să găsim scuze și să explicăm de ce se întârzie sau ce nevoi mai avem. Dar cred că o mobilizare și o grijă și focus pe lucrările pe care le au ar duce la rezultate mai bune, la cinematograful Cozla. Și nu vreau să greșesc o creșă pentru că risc să fac o confuzie. Mai este o creșă unde mă aștept ca lucrurile să se miște mai repede. În rest, sunt mulțumit de cum se lucrează. Bineînțeles, mai este și o lucrare pe care este în atenția tuturor și în văzul tuturor, pentru că toți cetățenii orașului trec pe acolo, dar este o situație mult mai complexă. Și ne referim aici la bulevardele Traian și Decebal și piața Mihail Cogălnicianu, unde asocierea MAPGO-Moldocor, nu? Unde trebuie să începe. Aici suntem condiționați de derularea lucrărilor de apă. Nu mai insist acum pe celelalte două coridoare, că tot am vorbit acolo și avem timp. Dar pentru că am spus că facem mai o emisiune mai scurtă, astăzi o să, de data asta încerc să transmit întrebările celor care ne-au scris. De exemplu, cred că e o doamnă profesoară, dacă știu eu bine, doamna Iordăchescu. Bună ziua, domnule primar, sunt adevărate zvonurile tot mai dese cum că școala Daniela Cuciuc se va închide din toamnă, se vor muta toți la școala din Speranța? Nu sunt adevărate aceste zvonuri, pentru că în momentul de față suntem în proiectare cu școala Daniela Cuciuc, suntem în proiectare cu Colegiul Cartianu și de asemenea avem finalizat sau în curs de finalizare proiectul tehnic al Colegiului Național de Informatică. Acestea sunt școli care cu siguranță vor intra în reparații capitale. Eu sper că acum să nu ne speriem de aceste lucrări, ci să le găsim binevenite, să le găsim rostul, să le acceptăm. Soluțiile încă nu le-am discutat, suntem în curs de a identifica exact ordinea în care facem lucrurile. Ceea ce știm este că nu vom bate pasul pe loc și sper eu să nu ne mai împiedicăm de temeri. Pentru că astea ne blochează, de fapt, lucrările. Întrebări de la un domn, Iulian Andrei, care, mă rog, dincolo de întrebări, face și o remarcă care cred că trebuia lămurită mai demult, dar mă rog. În timpul verii se fac lucrările la școli, nu în timpul școlii. Da, se fac în timpul verii lucrările de igienizare a școlilor, de mici reparații. Când faci o reparație capitală care durează un an, nu poți să o faci în timpul școlii decât dacă școala se întrerupe pe perioada aia sau se dă vacanță de un an, ceea ce, domnul Andrei, aveți dreptate. S-ar putea ca în România să se întâmple foarte curând, să avem mai puțină școală decât zile libere pentru elevi. Asta este altă poveste, nu insistăm. Deci domnul Andrei întreabă de ce s-a tăiat pădurea pe Valea Viei. Nu știu care pădure, dar poate știți dumneavoastră. Este posibil să fie o lucrare a Romsilva. Nu are treabă primăria cu așa ceva de păduri, sub nicio formă. Da. În aceeași zonă, acum pe strada Dragoș Vodă, sunt două treceri de pieton la distanță de 150 de metri, una față de cealaltă. Dragoș Vodă este strada când se merge spre E stadionul, e o intersecție, se merge pe Dragoș Vodă. Da. Drumul care duce către Gârcina să spunem acolo, da. Prin zona Oprișeni. Da, acele treceri de pietoni au fost pentru acele treceri de pietoni au fost făcute petiții inclusiv la Avocatul Poporului și e adevărat că pe acea stradă înainte nu existau treceri de pietoni. Din acest motiv acum, în baza acelor petiții și acelor propuneri, în urma analizei Comisiei Rutiere, s-a luat decizia înființării acestor două treceri de pietoni. Nu primarul a decis amplasarea și poziționarea respectivelor treceri. Deci, ca să mai spunem o dată,
pe, la Cuciuc nu există posibilitatea la sfârșitul anului să întâmple lucrul acela, că tot se insistă. Nu știm când va fi gata proiectul tehnic. Până la sfârșitul anului, în mod sigur, va trebui să fim, să știm clar care va fi strategia de lucrări. Și este sigur un singur lucru. Lucrările nu se pot face cu copiii în clasă. Deci da, va trebui să avem o soluție de mutare a copiilor, dar căutăm în așa fel încât să evităm orice disconfort ce poate fi evitat. Da, un domn care chiar e implicat în așa ceva, tot postează fotografii și la Lidl, în zona 1 mai, s-a lucrat pe trotuar și au lăsat lucrurile așa, mă rog, chiar nu le poate impune nimeni aducerea trotuarului la forma inițială, nu știu care e zona. Acolo a fost făcută lucrarea de canalizare, amplasamentul este predat pe de o parte în vederea lucrărilor de canalizare și aducțiune apă, și precum și pentru refacere trotuar. Aducerea la stare inițială e posibil, și aici nu am de unde să am toate răspunsurile la mine, că sunt foarte multe lucrări în oraș. Este posibil să nu fie o condiție imediată pusă în sarcina antreprenorului câtă vreme pe proiect, pe zona respectivă se va lucra și se vor face, se vor moderniza trotuarele și se va face pistă pentru bicicliști. Deci trebuie să avem puțină înțelegere. Nu îmi place cum arată zona respectivă nici mie, dar trebuie să vedem dacă aveau acum obligația de a aduce la stare inițială sau pentru a evita niște costuri cu reparații provizorii peste care să se intervină imediat cu modernizare, din dorința de a fi mai eficienți. Am înțeles. Raluca Corodeanu, bună ziua, furnizorilor, constructorilor care întârzie lucrările, li se facturează penalități, contractele prevăd acest lucru? Contractele prevăd acest lucru. Este drept că până acum am încercat să evităm tocmai din dorința de a-i stimula, de a le arăta că nu vrem să-i încurcăm. Am evitat să mergem cu penalități, dar din această primăvară am activat acest mecanism care este mai mult decât necesar. Da, un domn care semnează londonez de România și care îmi scrie mie că a pus pe contul de Facebook în privat niște proiecte, o să vă rog să-mi trimiteți în mail-ul redacției, pentru că nu am găsit în contul de Facebook în privat ce mi-ați trimis. Cu mare drag ne uităm pe proiectele astea și le discutăm. Unul din proiecte e chiar ceea ce ați transmis primarului, că ați vrea să vedeți la strand, mă rog, probabil într-o emisiune am discutat. Aștept cu nerăbdare ca să le discutăm și același domn îmi scrie să vă întreb dacă știți de ce se întâmplă cu turnul lui Ștefan cel Mare. A fost reparat? Nu e treaba primăriei, știu asta, dar poate v-a spus cineva ceva. Am zis de multe ori că mă interesez, dar când ajung la primărie sunt luat de alte teme mai urgente. Sincer, nu am apucat să mă interesez despre acest subiect, dar îi rog pe colegi să scrie, dacă se poate, într-un comentariu, ca să afle toată lumea. Dar să răspundă chiar domnului exact. Pe chat. Da, da. Acolo, zilele orașului se vor ține pe platforma la Curtea Domnească? Pe platforma Curții Domnești, da. Anul acesta încă se mai suntem ține. Condiționați de lucrările la coridoarele de mobilitate și până ce nu avem gata, vom evita închiderea pe perioade mai îndelungate a pieței Ștefan cel Mare. Am acceptat, de exemplu, pentru weekendul trecut, întrucât Teatrul Tineretului a dorit să ofere publicului un spectacol. Am închis nu pentru 24 de ore strada, considerând că o zi de duminică
traficul în ziua de duminică. Chiar mă întrebam de ce a fost închisă strada și n-am găsit nicăieri de ce a fost închisă strada. Acesta a fost motivul, din păcate. A ieșit teatru tineretului la aer, am înțeles. Așa era planul, să fie un spectacol în aer liber. Ar fi fost frumos să se desfășoare, dar din păcate vremea a încurcat socoterile. Dă-ne, nici vremea nu mai ține cu teatru tineretului. E firesc să mai avem și vreme ploioasă. Da, o altă întrebare. Stați un pic că deja mă potopesc. Da, piste pentru bicicliști. Asta e răutăcioasă, dar vă transmit. Piste pentru bicicliști se va face la fel ca aceea de pe calea Romanului. Da, ce face Spiridon Cristian? Întreabă dacă asta este numele. Îi spunem domnului Spiridon că proiectul tehnic, atât pe calea Romanului, cât și pe cum se făceau înainte cererile de finanțare. Înainte mergeai cu cererea de finanțare în baza unui studiu de fezabilitate și apoi făceai proiectul tehnic. În proiectul tehnic, după ce aveai toate, deci aveai cererea de finanțare care îți aproba o sumă și apoi făceai proiectul tehnic și vedeai că nu te mai încadrezi, nu mai poți face, că situațiile pe care le descoperi sunt total diferite. Așa s-a întâmplat cu acest stâlp, motiv pentru care n-au putut fi mutați. Ați explicat în emisiunea trecută. De atunci și până astăzi a mai trecut o pandemie, avem la granițele țărimului un război, costurile au explodat. Avem cheltuieli neligibile de aproape 40% pe aceste proiecte și nu putem să venim cu lucrări suplimentare pentru că efectiv, acesta este nivelul de suportabilitate al bugetului. Nu putem muta stâlpii de pe Mihai Viteazul. Astăzi ne putem îngriji de respectarea proiectelor tehnice viitoare de atunci. Și facem proiecte tehnice cu care depunem cereri de finanțare. Deci mecanismul cererilor de finanțare s-a schimbat. Întâi facem proiectul tehnic, asigurăm banii necesari pentru aceste proiecte mature și în momentul în care avem toate datele din teren, toți indicatorii evaluați clar, atunci mergem cu cererile de finanțare. Astăzi lucrăm la viitoarele coridoare de mobilitate, lucrăm la viitoarele piste pentru bicicliști și astfel de situații nu vom mai întâlni. Am înțeles. Și o ultimă întrebare, eu n-aș pune-o, dar dacă mi-au trimis-o oamenii, trebuie să o... Eu n-aș pune-o pentru că din cauza mea n-aș pune-o. Dacă se reține și anul ăsta Cult Fest-ul. Nu avem încă o propunere de eveniment. Nu funcționează încă legătura Bruxelles-Piatra Neamț cum trebuie. Nu, anul acesta am considerat pentru a evita. Anul trecut am fost deschis acestui proiect și sunt în continuare deschis pentru că eu consider că orice eveniment care creează atmosferă și care invită oamenii la petrecerea timpului liber este un proiect care merită susținut. Anul trecut, invitația de parteneriat a venit mult după închiderea perioadei de depunere a proiectelor și am considerat că primăria trebuie să sprijine un astfel de eveniment. Anul acesta, cred că zilele astea începe depunerea proiectelor, sau nu, zilele astea se finalizează până pe 12 sau pe 20 mai. Am înțeles. Mai sunt și alte întrebări, dar chiar trebuie să întrerupem emisiunea aici, pentru că v-am spus, noi trebuie să ne deplasăm cu tot studioul undeva. Oricum mai vin la dumneavoastră și avem timp. Ați văzut că punem, oamenii întreabă, unii interesați, alții interese, este normal. Alții cu interese de la alții, dar nu mai contează, trebuie răspuns la toată lumea. Răspundem la toate întrebările, pentru că așa este. Și apropo de colf, să termin într-o notă optimistă, mie îmi plac toate evenimentele astea care iau nemțenii în balon. La modul propriu, nu l-a figurat. Să știți că era un balon acolo. Balonul ăla a fost eu ce am spus? La maxim. Eu ce spun? Nouă ne place să fim luați în balon. O zi bună, numai bine, sănătate o și dumneavoastră celor care ne-au văzut. O să mă uit, domnul londonez, în spam să văd despre ce este vorba cu proiectele alea și dacă reușesc, dacă nu, o să vă dau un mesaj ca să mi le trimiteți în altă modalitate. Cele bune, numai bine, sănătate!